Drumul din Vulcan spre pasul Vulcan va fi închis. Consiliul Județean Hunedoara, la sugestia poliției rutiere și în baza unei cereri depuse de administrația locală de la Vulcan, va închide circulația pe drumul spre pasul Vulcan. Măsura, chiar dacă au fost discuții și s-a considerat ilegală din cauza celor care au transformat artera rutieră în pârtie de schi, va fi din nou aplicată din această săptămână. Șoferii nu vor mai putea urca deloc, cel puțin de la stația de îmbarcare a telegondolei. Am avut în mapă aprobarea poliției rutiere pentru închiderea completă a drumului Vulcan, pasul Vulcan. Au cerut, primăria Vulcan a cerut închiderea. Era închis de la telegondolă până sus, acum este închis Vulcan. Eu știu doar atât că a mai fost închis și anul acesta am băgat proiectul de hotărâre ca și anul trecut. Acum mi s-a cerut să fie închis complet acest drum. Drumul a fost realizat cu fonduri europene și s-a luat mereu în calcul varianta ca acesta să nu fie afectat de copiii care se dau cu sănile. Dar pentru a evita accidente, cei din administrația locală recunosc că au cerut închiderea circulației. Este o măsură de precauție, a spus viceprimarul Cristian Merișanu, care susține că au fost și situații în care mașinile care au încercat să urce au avut nevoie să fie tractate ulterior, din cauza gheții formate pe carosabil, iar prezența celor cu sănii este un real pericol.